Oricât s-a ferit administratorul supercunoscutei terase cuptorul cu plăcinte din satul de vacanță Mamaia de organele de control care i-au călcat vineri pragul, iată că nu a scăpat. Degeaba a fugit și s-a făcut nevăzut în timp ce inspectorii Comisariatului Județean de Protecția Consumatorilor efectuau controlul. Oamenii legii au continuat procedurile și chiar au sancționat drastic impertinența, indolența și chiar nesimțirea celor responsabili cu dezastrul și infecția descoperită în spatele teșghelor. Mai exact, după controlul de vineri, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor a dispus amendarea societății cu 92.000 de lei. Înse semnând aproximativ 20.000 de euro. Pe lângă amendă s-a dispus și suspendarea activității pentru o perioadă cuprinsă între 6 luni și un an, cea din urmă sancțiune urmând a fi dezbătută concret zilele acestea. Proprietarul localului a refuzat semnarea documentului, dar a păstrat și o atitudine de argumentând că locația era închiriată unei alte societăți. Mai mult decât atât, acesta a anunțat că nu este de acord cu măsurile impuse și că va da în judecată instituția a cărei reprezentanți au îndrăzniță-i calce pragul. că ceea ce au găsit inspectorii în cadrul controlului de vineri este greu de descris în cuvinte. Au fost ridicate sute de kilograme de carne și produse lactate expirate sau fără etichete care să ateste valabilitatea acestora. Pasta de mici la voia muștelor și a gândacilor, mici rămași nevânduți de anul trecut și multe produse alimentare depozitate în spații necorespunzătoare. Toate se aflau la dos, departe de ochii clienților, care nu au fost niciodată puțin. Dar nici terasa, locul de servire, nu arăta mai bine. Un client a reclamat la finele sezonului trecut că doar șobolanii mai liseau de sub mesele îmbăxite de grăsime amestecată cu praf. Unitatea a fost amendată de 10 ori în decursul anilor trecuți pentru a aceleași nereguli, însă niciodată atât de drastic, motiv pentru care a și continuat să funcționeze sfidând legea și bunul simț.